Bine ați revenit la mobilisima.ro. Acesta este Xiaomi Pocophone F1, începutul unei noi ere, unei noi serii. Pocophone era un nume necunoscut acum vreo lună și a început să fie tot mai cunoscut în ultimele săptămâni, culminând cu apariția sa la un magazin local. E bine, noi am făcut rost de telefon foarte rapid și este ceva cu adevărat special. Telefon cu procesor Snapdragon 845 la doar 1999 de lei la pisigaraș.ro. Are o cameră duală în spate și are dotări care îl fac un fel de gaming phone. Se laudă cu răcire pe bază de lichid, se laudă cu 6 GB de RAM, are și o versiune cu 128 GB de stocare, nu se supraîncălzește și are o baterie foarte generoasă. Mi-amintește de Xiaomi Redmi-uri bateria și este un mare compliment. A, da! Și are breton aici sus, nu se putea fără breton, unul destul de lat, dar vedeta este evident, procesorul acestui telefon care face ceva ce multe companii au uitat să facă. Pune policarbonat în spate și ghiși ce, nu se încinge. O idee bună, o idee rea, aflați în minutele următoare la mobilisima.ro. În ce privește designul, acest Xiaomi Pocophone F1 are un spate din policarbonat. Ăsta este primul lucru pe care îl vedem. În ziua de azi, multe companii nu mai folosesc așa ceva, pun sticlă, pun metal, pun un fel de plastic care imită sticla, dar nu policarbonat pur, sincer. De la distanță se spune că este un OnePlus mai vechi, dar de aproape niște sacrificii au fost făcute. Este un design generic și banal, dar măcar telefonul are o aderență bună în mâna utilizatorului. Nu o să vă scape prea ușor din mână, asta este sigur. Butoanele acestea laterale răspund ok la apăsările mele. Telefonul este ok în mână. Nu e foarte ușor de folosit cu o singură mână, pentru că este destul de lat și destul de lung. Și în continuare am un vibe de OnePlus 6 sau de OnePlus mai vechi, plus acest breton foarte lat de sus. Cred că ar fi putut să trăiască și fără breton pe acest terminal, dar au vrut să fie la modă, ca să zic așa. În fine, rezonabil de comod, comod mai ales în landscape, la jocuri și la video, asta cu siguranță. Disponibil pe negru, am înțeles că ar fi și o variantă albastră, măsoară 9 mm în talie și cântărește 186,5 grame, în principiu cam cu 6 grame mai greu decât un Huawei P20 Pro. Un design destul de banal, după cum am spus, dar avantajul spatelui din policarbonat e că nu se încinge la jocuri, lucruri pe care o să-l constatați imediat. Hai să vorbim despre display. Un ecran cu breton de 5,99 inch, IPS LCD cu rezoluția clasică, Full HD+, 2246x1080 de pixeli, aspect 18:9 și un breton lat sus care poate fi ascuns. Experiența de vizionare video o s-o pun la treabă cu softul nostru preferat, varianta Pro, este vorba despre MX Player. Ok, hai să vă zic, am pățit exact cum am pățit la Zenfone 5, asimetrie. Aici avem o zonă dreaptă, vedeți? În stânga avem această porțiune și aici avem colțuri curbate, deci asimetria poate fi o problemă pentru cei care chiar vor o experiență simetrică. În rest pot să spun că avem niște culori un pic cam calde față de preferințele mele. Luminozitatea este destul de ridicată pe acest display, nu este cea mai bună din lume, dar aș spune că este destul de ridicată. Unghiul larg de vizualizare. Contrastul la prima vedere pare bunicel până scoți telefonul la soarele puternic de afară când sunt 30 plus grade și nu o să mai vezi mare lucru, deci un contrast mediocru până la urmă, rămâne și cu aceste culori calde și luminozitate ok plus unghiuri ok. Trecem acum la pixeli, am supus acest ecran testului, adică l-am pus sub microscop, a ieșit asta. Așa arată aranjamentul de pixel, RGB stripes, cum ne-am obișnuit la IPS LCD-uri. La testul de luminozitate un scor doar acceptabil. 378 de lux. Nu doboară recordul în general, ca să fim noi mulțumiți la Mobilissimo să-l declarăm. Ești bine băiete, ai trecut clasa, ai luat 5-ul. În general e nevoie de 400 de lux. E bine, aici cu 378 de lux este acceptabil, satisfăcător și atât. Ne uităm și la preț și drept, este doar ok. Vedeți și voi că arată rezonabil și a făcut treaba la jocuri, dar afară la contrast mai subțire. Cu acea valoare de mai devreme, apropo, este capabil să-l depășească pe Huawei P20 Lite, LG G5 și HTC U12 Plus. Pam, pam. Sub HTC U11, sub LG G4, sub Moto Z Play și în cazul în care vreți voi să faceți niște modificări, să mai scăpați poate de unele neajunsuri menționate de mine, avem aici display, nivel de luminozitate, avem și un night mode special și temperatura culorii night mode, avem un reading mode, reglaje de contrast și culoare, vedeți aici o paletă, culori mai calde sau mai reci, plus contrast cu trei opțiuni, auto, increased și standard. Credeți-mă, orice opțiune alegeți, nu se schimbă mare lucru. Mărimea textului, double tap to wake, auto rotate și raise to wake, cam acestea ar fi opțiunile legate de ecran. Era să uit că putem ascunde bretonul. Pur și simplu așa.
Ok, trecem mai departe acum la hardware. Hardware-ul începe inevitabil cu marele achievement al celor de la Xiaomi, faptul că au pus un procesor Qualcomm Snapdragon 845 într-un pachet atât de ieftin, 1999 de lei. Și mai mult, ni se promite și răcire pe bază de lichid, nu știu cât de adevărat este treaba asta, ceea ce este că avem un GPU Adreno 630, 6 GB de RAM, 64 GB de stocare și slot microSD, iar telefonul acesta este străin de cuvântul lag. Orice am făcut, orice am actualizat, orice am instalat, orice am jucat, absolut nicio problemă. De curiozitate, hai să vedem. Fortnite, cum ar fi? Nu, nu merge Fortnite pe el, dar am jucat pe OBG Mobile, am jucat Asphalt 9 și credeți-mă, au rulat foarte bine, fără supraîncălzire, cu frame-urile ridicate, frame rate ridicat, dar tot RipTide GPR Naked rămâne baza pe acest telefon, așa că hai să vedem cum se descurcă în jocul nostru clasic de test. Eu pot să vă zic că sunt mulțumit de framerate, de texturi, de iluminare și de rapiditatea cu care se mișcă obiectele de pe ecran. Vă reamintesc că am jucat și pe OBG Mobile și Asphalt 9 și spre finalul recenziei o să vedeți de ce tot spune că este un gaming phone. Cel mai mare atu este că nu se supraîncălzește chiar dacă faci boost, te joci o grămadă și mai activezi și funcția de screen recording la video. Acum hai să vedem cum stăm cu benchmark-urile. V-am promis benchmark-uri, așa că o să onorez promisiunea. Hai să vedem care e treaba pe aici. Vedeți, am făcut o grămadă de teste și, ca de obicei, începem cu AnTuTu. Hai să vedem cum a stat acest telefon în faimosul test AnTuTu. Bătrânul, uneori contestatul, uneori măsluitul AnTuTu. Să-l și găsim. Hai să vedem. Avem AnTuTu 6, avem și AnTuTu 7 și câteva scoruri surprinzătoare. E bine, iată-l, pe AnTuTu 6. Pocophone F1 scoate acest scor în AnTuTu 6, cu care depășește Asus Zenfone 5Z și Huawei Mate 10 Pro. Nu e rău, aș spune, doar că este sub Nokia 8, sub OnePlus 6. În vreme ce în AnTuTu 7, sta să vedeți aici, surpriză, avem acest scor. Foarte impresionant. Bate în principiu 90% din alte telefoane, este pe locul 3 all time la Mobilissimo, peste HTC 12 Plus, peste Xperia XZ2, doar sub OnePlus 6, doar sub Zenfone 5Z și nu cu mult. În vreme ce în Geekbench 4, iarăși un scor admirabil în subtestul multicore, vedeți și voi aici, peste Galaxy S9 Plus, peste OnePlus 6, dar sub iPhone-urile de anul trecut. Și cam atât. Din păcate, nu a rulat testele 3D Mark și GFX Bench, așa că la grafică nu mă pot pronunța decât ochiometric din jocuri. Câtă vreme ele rulează ok, arată bine și nu se încinge telefonul, thumbs up din partea mea, gamer fiind. Iar acum o să vorbim inevitabil despre temperatură. Noi am atins 38,3 grade Celsius în benchmark-uri. Nu e supraîncălzire și în jocuri doar 34,5 cu acea răcire, liquid cooling fiind pusă la treabă cum trebuie. Deci, fără supraîncălzire, cu scoruri mai mult decât respectabile la benchmark-uri. Și acum vreau să vorbesc despre ceva foarte tare. Este bateria, 4000 de mAh. Judecând după experiența mea cu Xiaomi Mi-urile și cu Xiaomi Redmi-urile, ar trebui să avem ceva fantastic aici. Și ce să vezi, chiar livrează. Ok, acum să și căutăm experiența aceasta. Iată, playback video HD în buclă, 14 ore 57 de minute, mai mult decât îți trebuie. Un sezon de Netflix are cât? 12-13 ore, iar tu primești aproape 15 ore, 14 ore 57 de minute. Cu această valoare întrecem Galaxy Note 8, Pixel 2 XL, Galaxy S9 Plus, rămânem sub Huawei P20 Pro și Sony Xperia XA2 Ultra. Celălalt test este cel de utilizare continuă, faimosul PC Mark. Acceptabil, spre bun, spre foarte bun chiar. 9 ore 54 de minute, bate pe Zenfone 5, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 8, sub Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi 6 și iar Huawei P20 Pro. Nu stăm chiar rău nici la încărcare, o oră 53 de minute, stă mai bine decât un, eu știu, HTC U12 Plus. Și după 15 minute de alimentare eram la 19%, după jumătate de oră la 38%, după o oră la 72%, ceea ce mie îmi sună bine. Iar pentru a face obișnuitele setări de battery saving, avem aici niște scenes, care nu mai iluminează ecranul pentru notificări, dezactivează notificările LED, scannerul de amprente și altele. Iar aici putem alege ce aplicații se treacă prin power saving, aici avem battery usage, avem battery saver cu niște opțiuni stas și alte opțiuni care, spre exemplu, țin datele dezactivate când terminalul are ecranul stins. O baterie foarte satisfăcătoare, poate atul telefonului și hai să vedem cum stăm cu acustica. Întâi am vești bune,
Difuzor jos, difuzor și sus, aceste reconvorbiri creează împreună o experiență stereo. Aici nu vă lăsați păcăliți de două grile, doar aceasta este cea a unui difuzor, acesta este doar pentru simetrie. Iar asta e o veste bună pentru că în landscape nu acoperim difuzorul cu muzică. Ok, ce pot eu să vă spun este că puteți să selectați două aplicații pentru playback, fie optați Play Music, optați pentru Play Music cu opțiunile Snapdragon, fie optați pentru aplicația Music din MIUI, care este minimalistă, simpluță, are și câteva opțiuni de egalizare pe acolo, undeva pe acolo și au de-a face mai degrabă cu căștile pe care nu le primim la pachet. În fine, hai să ascultăm niște muzică, să tragem concluzii. Ok, concluzii. Este genul de difuzor, mai bine genul de combinație de difuzoare, care este satisfăcător și la 50% din volumul maxim. Mi-a plăcut foarte mult basul, spatele vibrează foarte puțin spre deloc, nu avem distorsionare, sintetizatoarele se aud bine, în special aici. Egalizare doar cu căști, avem și Mi Sound Enhancement și, în general, m-a mulțumit volumul, basul și vocea. A fost caldă, melodiile cu voce. Mai departe, Snapdragon-ul, opțiunile acelea speciale Snapdragon din Play Music se referă la genuri muzicale, bass boost și 5 canale custom. Nu avem căști la pachet, avem radio FM în cazul în care vă întrebați, este fix aici. Iar, ca de obicei, noi am făcut niște teste pe bază de decibeli și primul scor dezamăgește. Puteți trăi fain frumos fără acest difuzor de sus, pentru că scoate doar 71 de decibeli. Mai devreme l-am acoperit la playback, nu s-a simțit, îl acoperim pe cel de jos, se simte maxim. 71 de decibeli atins la difuzorul de sus, cu sample-ul nostru acustic. La cel de jos, 87,9. Hai că parcă sună mai bine. Cu această valoare depășim iPhone 8 și Huawei P20 Pro, rămânem sub Galaxy S8 și sub HTC U12 Plus. Dar stați că mai avem. Când dăm drumul la jocuri, 100,4 decibeli. Așa parcă sună un pic mai bine, cu această valoare depășim HTC U12 Plus, Galaxy Note 8 și iPhone 8 Plus. Rămânem totuși sub Nokia 8 și sub Asus Zenfone 5Z. Nu e rău pentru un telefon care costă de puțin și vrea să fie flagship și plus mai avem și jack audio sus, în cazul în care erați îngrijorați. Hai să vorbim acum despre cameră. Sună a dotări simpluțe, a dotări care îl apropie de un, eu știu, Mi A2, mai mult decât vreun OnePlus 6. În spate, blitz dual LED și o cameră duală care implică o combinație între 12 și 5 megapixeli. Avem tehnologie dual pixel, filmare 4K. Unele surse vorbesc despre stabilizare optică, eu vă zic că nu e cazul de așa ceva. Deci, cam atât în spate, 12 plus 5 megapixeli, iar în față, 20 de megapixeli pentru selfie, folosind o tehnologie pixel binding, care scoate un fel de captură de 5 megapixeli, care e de vreo 4 ori mai detaliată și clară. O interfață foarte simplă și standard, avem captură bokeh, portrait, square, panorama, avem și un mod manual cu setări de shutter, ISO, expunere și balans de alb, niște filtre în mod evident, încă niște opțiuni, avem și slow motion, avem și timer, ce mai de toate pentru toți. Ok, cam acestea ar fi opțiunile camerei. Încă niște moduri aici. Și acum, vedeți, avem și o funcție AI, care sincer nu face mare lucru, am ținut-o mai degrabă dezactivată. Și acum o să intrăm în galerie, unde, iarăși, ca de obicei, nu m-am putut abține și am ajuns la un număr de 169 de fotografii. Hai să vedem cum am stat întâi și întâi pe timp de zi. A fost o zi foarte, foarte însorită, ceva de genul 37 de grade. Cu toate acestea, soarele nu a ars dramatic capturile de vegetație verde pe care le vedeți aici și cerul arată destul de ok la capitolul colorit. Pot să zic că a ars mai puțin natura decât o făcea Huawei P20 Pro cu acea opțiune specială AI. Aici avem câteva cadre în care am pus HDR-ul la treabă. Ignorăm selfie-urile cu ochelari pentru că noi vrem să vedem ochii. Și iarăși vă spun că mă bucur că nu a ars foarte mult cerul. Când a ars vegetația, au fost niște cazuri foarte rare și n-a fost nimic dramatic. În general, claritatea ok, culorile stâng grafic. E drept că nu avem foarte multe detalii, dar nu lucrăm cu 20 de megapixeli, lucrăm cu 12 și avem detalii, ce să zic, la nivelul unui, poate un iPhone 7, cam așa. În fine, în schimb, putem să facem niște prim planuri foarte apropiate, asta vă zic cu siguranță. Mi se pare că HDR-ul este puțin cam albicios, iar zoom-ul dezamăgește. Când treci de 2X, te apropii de 3X, începi să vezi tot mai mult grain în jurul subiecților.
Îmi place cum arată nuanțele de verde și roșul este ok. Aș spune că detaliile sunt rezonabile dacă faci zoom în fotografie în sine. Dacă dai tu zoom din telefon, ajungi la grain rapid. Vedeți aici? O mică problemă de dynamic range. În această zonă de sus, puțin arsă, coroana copacilor, cădește undeva între umbră și soare. În general, culorile au fost, v-am zis, în grafic, focalizare ok, nicio problemă la prim planuri. Și am ajuns și la selfie-uri. Avem așteptări mai mari pentru o cameră 20 de megapixeli. Știu, fața arată destul de ok, nu mai să nu exagerez cu beauty. Ochii arată ok, părul arată în regulă, mă refer la textură, la culoare, la pori, să par că ești cu adevărat om și nu vreo randare. Pe de altă parte, tot ce e în fundalul meu este super ars, super neclar și nu este un efect portrait, pur și simplu așa a ieșit. Nu se comportă ca o cameră de 20 de megapixeli, ci ca o cameră ok de vreo 5 sau 8 megapixeli. Asta este vibe-ul pe care l-am avut aici. Sunt momente când camera duală din spate scoate cadre demne de un Zenfone 5 sau chiar de un 5Z sau chiar de un OnePlus 6. Măcar calibrează culorile foarte ok. Nu ai ce să reproșezi la capitolul ăsta. Putea avea mai multe detalii? Bineînțeles că putea. Deci nu stă foarte bine în acest capitol. Panorama, rezoluție 13.696x3712 pixeli. În principiu primiți cam 80% din experiența unui Zenfone 5 sau Zenfone 5Z, asta pot să vă zic. Și niște prim planuri destul de reușite. La bokeh e nevoie să faceți câteva capturi până o să vă iasă una ca lumea, dar și când iese o să fiți destul de impresionați de rezultat. Se poate bate cu un iPhone 7, poate și cu un iPhone 8. Se duce în zona lui Nokia 7 Plus, dar nu cu zoom-ul și ar putea fi cel mai bun telefon Xiaomi la capitolul cameră de până acum. Mi se pare un pic peste Xiaomi Mi 6. E drept că n-am testat Mi 8-ul, dar rămâne de văzut. Culori bune și este undeva la nivel de Galaxy A8 2018, Zenfone 5 Xperia XA2. Păcat de selfie-uri, ele sunt doar ok. De la 20 de megapixeli se putea mai bine. Ok, hai să vedem acum cum stăm la captura nocturnă. Ei bine, captura low light o avem chiar aici. Hai să vedem despre ce este vorba la acest capitol. Ok, în primul rând avem de-a face cu niște capturi ce par rezonabile la capitolul zoom. Vedeți, am dat zoom aici. Pe de altă parte, sunt și niște imagini un pic mai albicioase și mișcate. Zic că una din 5 fotografii o să iasă mișcată și asta nu e un compliment. Blitzul înneacă totul din jur cu alb, iar nu este un lucru foarte bun. Măcar nu avem vreun artefact ciudat, vreo nuanță albastră, portocalie, mov. Claritate ok, dar din când în când ies capturile mișcate și asta nu e ok deloc. Avem și niște halouri care se întind cu un fel de artefacte, vedeți și voi aici, se măresc și fac aceste dungi neplăcute. Nu știu, cumva noaptea mi s-a părut zoom-ul mai bun decât ziua, știu că sună ciudat. Culori ok, claritate ok, doar că uneori avem un galben așa mai icter și, v-am zis, niște artefacte ciudate și una din 5 capturi nu o să fie chiar optimă. Cam asta pot să zic la capitolul nocturn. Am impresia că aici nu mai suntem chiar la nivel de Galaxy A8 2018, suntem un pic sub. Hai să zicem că suntem la un nivel de Galaxy A5 2017 la capitolul captură nocturnă. Hai să vedem cum stăm cu video, nu o să mă complic alergând din galerie. Intrăm la video, să vedem cum stă treaba și începem cu această filmare. În primul rând, microfonul e atât de bun încât a prins perfect tot ce asculta la căști. Apoi arată foarte bine culorile. Vedeți, verdele ăsta ar fi fost ars pe multe alte telefoane. Ars de soare, soarele puternic. MP4, Full HD, 30 de FPS, 20 de MB/s. Avem și filmare 4K. Claritate ok. Zoom acceptabil în primă fază. Microfonul își face treaba. Deci nu e rău. Urmează un test de stabilizare. Am filmat din mers. Și aici apare niște flicker. Că tot l-am comparat cu Nokia 8 la un moment dat. Review-ul text. Aș spune că e comparabil acest capitol. Se putea mai rău, asta pot să zic. Aici filmăm din mers, mergem într-un pas alert. Da, știu că imaginea vibrează și tremură, dar măcar nu avem erori focalizare neplăcută. Și culorile rămân ok. Asta ar fi testul de stabilizare. Aici filmăm 4K și nu arată rău. Parcă nu e totuși la înălțimea și la glosul unei filmări de Sony sau de iPhone, dar își face treaba. N-ai nicio schimbare de expunere ciudată, vreo refocalizare, vreo ardere a imaginii. De se descurcă rezonabil și la filmarea 4K. Mai departe, ca de obicei, îmi place să văd ce știe camera frontală și o FIA de 20 de megapixel, dar știe doar filmare HD, nu știe Full HD. Și nu, n-am pățit ca la Huawei pe 20 Pro, aici chiar am căutat să văd dacă nu-i vreo opțiune beauty care mă păcălește și nu, știe doar HD. E doar ok, am văzut mult mai bun de atât, pe telefoane cred că chiar și mai ieftine, deci se poate mai bine. Mi-a plăcut în schimb slow motion-ul.
filmare Full HD la 240 fps, are niște vibe-uri de iPhone, iPhone-ul scoate slow motion-urile așa, chiar dacă a pierdut focalizarea la un moment dat. Ok, încă o captură aici. După standardele Xiaomi, standardele Oppo, Vivo, Ligu, Huawei și astfel de gen, în general, companiile chineze nu scot telefoane care să filmeze precum cele japoneze, zic eu, sau cele coreene, sau cele americane. Deci pentru standardele chineze nu filmează rău deloc. Asta e sigur. Încă o captură aici, undeva între soare și umbră, și eu zic că nu arată rău. Suntem peste Nokia 8, suntem peste Xiaomi Mi 6 și depășim Huawei P20 Pro la acea nuanță de verde. Asta pot să vă zic cu siguranță. Nivel de, să zicem, Samsung Galaxy 8 2018 din nou, poate chiar și un Zenfone 5 în zile bune, la nivel de Zenfone 5Z. La capitolul nocturn, lucrurile nu mai sunt așa de frumoase. Apare grainul, apare tremuratul, apar niște halouri lungi la lumini, la farurile mașinilor. Microfonul iar rămâne foarte bun. Culorile sunt solide. Niște motion blur aici și acolo, la subiecții în mișcare. Și iată, aici zoom acceptabil. Și dacă ne-am pus în mers, o să vedeți, fluctuează luminițele și peisajul. Dar nu așa rău. Din nou, am văzut mult mai rău de atât. Per total, o experiență acceptabilă la nivel de high mid-ranger, la vreo 2-3 capitole, dar la ce contează cel mai mult, captura pe timp de zi face față peste așteptări. Gata cu camera, hai să vorbim despre web browser și conectivitate. Hai să vedem cum stăm cu web browserul. Cel preinstalat este Chrome și în Chrome o să intrăm pe mobilissimo.ro. Observați că s-a încărcat foarte rapid, lucrul ăsta este confirmat și de benchmark-uri, avem Jetstream și SunSpider cu scoruri foarte, foarte bune. Să fie procesorul? Eu cred că da. Ok, avem și o tastatură stock care știe swipe. Mai departe vorbim despre conectivitate, lucrurile sunt simple, avem jack audio în zona superioară, avem portul USB Type-C chiar aici. În rest, Wi-Fi A, B, G, N, A, C, conectivitate 4G LTE pe 7 benzi, Wi-Fi-ul este dual band, avem Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS și Beidou. Este un telefon dual SIM acesta, dual SIM, dual standby, cu VoLTE. Pe hârtie avea și NFC, în realitate n-am găsit NFC-ul. Apelurile au un volum destul de ridicat, sunetul a fost clar și am avut și speed dial și înregistrarea apelului printre funcții. Ok, acum este momentul să vedem cum stăm la testul de viteză. Speed test, un scor foarte, foarte bun la Wi-Fi. 441 mega pe secundă la download, 25,8 la upload, iar la 4G 85 mega pe secundă download, 65,8 la upload. Zic că stăm bine la toate capitolele, dar Wi-Fi-ul chiar m-a impresionat foarte plăcut. Că despre OS și UI, v-am arătat deja cum puteți să ascundeți bretonul, acum mai să vă arăt și alte lucruri, precum faptul că rulăm Android 8.1.0 cu MIUI 9.6 aplicat peste. Acest MIUI este foarte minimalist, foarte abstract, adică vremea arată astfel, adică abstract, muzica arată astfel, foarte abstract, nu este ceva care seamănă cu un element din viața reală, nu seamănă atât de mult încât să, eu știu, pară o poză. Este ceva generic, abstract, template. Acesta este abordarea la nivel de icon-uri. Cel mai din stânga homescreen este un agregator de calendar, notițe și shortcut-uri, care este și personalizabil. Apoi, dacă ți-ai apăsat pe homescreen, ai opțiunile wallpaper, widget settings. Widget-urile au rămas la fel cam de vreo 2-3 ani, fără prea mari schimbări. Iar la setări avem tranziții și tot felul de aranjamente pentru iconuri, icon pack-uri și alte lucruri de gen. Mai departe, cine vrea să facă multitasking, îl face cu un sistem învechit pe bază de cards. Swipe în sus pentru a închide în aplicații și avem și split screen. Doar anumite aplicații suportă split screen. Mă gândesc că Play Store suportă, din fericire, și vremea. Așa că pot să mă uit la vreme, în vreme ce mă uit și în Play Store. Cam așa merge split screen. Lucrul se funcționează, el funcționează foarte rapid față de alte telefoane care au split screen prin această metodă. Nu știu cum face, dar parcă se mișcă mai fluid un pic. În fine, trecem mai departe. Hai să vedem ce facem acum. Facem un swipe în jos și accesăm notificările și quick settings, nimic ieșit din comun aici. Iar apoi ajungem în setări unde avem foarte multe lucruri de verificat. Ok, avem Google Play Protect. Nu am găsit neam de blocarea facială, aceea cu infraroșu care se lăudase Xiaomi. Chiar nu am găsit deloc. Aici conectivitate, display, wallpaper, zona de lock screen, notificare și bară status. Apoi, iată opțiunile de mai devreme, home screen and recents. Aici avem
posibilitatea de a folosi butoanele virtuale sau gesturi swipe în stil iPhone X sau Android Pie. Ascundem bretonul, avem modul full screen care profită de întregul spațiu al ecranului. Second Space e ca și cum ai lua de la zero cu telefonul, ai lua un telefon complet nou și l-ai folosit pe curat, util dacă ai un copil mic care folosește telefonul împreună cu tine. Și extra setări legate de Quick Ball, widget plutitor cu extra opțiuni, shortcut-uri, dubla apăsare de buton, tripla apăsare de buton și alte lucruri, iluminarea la nivel de notificare, adică și zvonul notification light, efecte audio, căști atașate, utilizarea cu o singură mână și cam acestea ar fi. Plus dual apps, două instanțe ale aceleiași aplicații, permisiuni, update-uri pentru aplicațiile de sistem și nouă uitare de securitate. Hai să vedem cum stăm când vine vorba de securizarea telefonului. Vedeți, nici urmă de deblocare facială. Presim că o să vină cu actualizare pentru că prea se lăudaseră scăpările cu așa ceva. Vedeți? Chiar nu-i nimic aici. Face Unlock. Pe de altă parte, scannerul de amprente, știu că ne face să așteptăm câteva secunde, inițial, dar o să vedeți că are câteva lucruri bune. În primul rând se află sub cameră, chiar aici, și a început procesul de setup cu o confirmare de parolă. Ok. Add fingerprint. Începem așa, punem degetul aici. Este un setup în 12 pași. Am adăugat amprenta, puteți face și plăți în sistemele FIDO și IFAA și hai să vedem cât de rapid deblochează. Fiți atenți acum. Atât de rapid. O simplă apăsare și gata, niciodată nu greșește. 100% precizie și asta m-a impresionat plăcut la acest Pocophone F1. Ok, este momentul acela în recenziei în care aruncăm o privire peste aplicații. Le-am numărat. Sunt 37 la număr, nici prea multe, nici foarte puține. Avem clasicele Calendar, Calculator, Chrome, avem Drive, Duo, Facebook, avem și un MIUI Forum, un File Manager, o aplicație de luat notițe care, într-un anumit fel, mi-amintește de Evernote, ceea ce nu e rău deloc, și cu niște opțiuni în stil Notes-ul de pe iOS. Mai departe, cea mai utilă aplicație este cu siguranță Security, care face curat, care are și un cleaner, se ocupă de securitate, de antivirus, are și un booster aici, administrează aplicațiile, face deep clean, face de toate și mai avem și screen recorder. Dacă sunteți gamer sau developer, vreți să arătați un demo cu ceva de pe acest ecran, faceți captură video la o rezoluție reglabilă, la un bitrate reglabil și alte câteva opțiuni, o funcție, o aplicație, evident, binevenită. Ok, tot binevenită este și secțiunea de verdict. Hai să vedem care sunt aspectele pro și cele contra acestui telefon. La aspectele pro intră evident prețul excelent al acestui terminal, performanța foarte bună, stă foarte bine și la gaming, nu se supraîncălzește, are o baterie excelentă, acustică solidă, nu face fotografii deloc rele și nici videourile nu sunt absolut deloc rele și are un Wi-Fi foarte rapid, scannerul de amprente și-a făcut treaba excelent, iar ecranul este destul de ok. O să vă arăt acum și asfalt nou în vreme ce aflați aspectele contra. La aspectele contra spune că are un design destul de banal, are spatele din policarbonat care poate fi considerat depășit în ziua de azi, apoi difuzorul de sus este mult sub cel de jos, diferența este evidentă. Stabilizarea este destul de modestă atunci când filmăm, captura low light nu m-a impresionat deosebit, contrastul ecranului putea fi mai bun, nu avem deblocare facială, deși ni s-a promis asta, nu avem corp rezistent la apă, iar selfie-urile chiar puteau fi mai bune pentru 20 de megapixeli. În rest, este un telefon de gaming, clar, cine e gamer, vrea să joace pe PUBG Mobile, poate și Fortnite într-o bună zi, o să fie super mulțumit de baterie, de performanță, ați văzut că sunt anumite benchmark-uri în care bate și flagship-uri super respectate, se bate cu OnePlus 6 se bate cu Asus Zenfone 5Z la un moment dat și asta nu e puțin lucru. Ok, doar acest telefon are și un preț foarte accesibil, 1999 de lei la PC Garage. Foarte rar vezi așa ceva cu Snapdragon 845 în România. Telefon de gaming, telefon de ascultat muzică, telefon de captura concerte, pentru care microfon bun, baterie fantastică, o cameră la nivel de Galaxy A8 2018 și per total o reușită din partea celor de la Xiaomi, este debutul unei serii, să debutez cu așa ceva este excelent. Când vine vorba despre niște note, o să-i dăm un 7,6 pentru design, un 8,2 pentru display, un 9,2 pentru hardware, 9,6 pentru benchmark, 10 la temperatură, 9,3 la baterie, 8,7 la audio, 8,6 la cameră, 9,3 la conectivitate și un 9 pentru OS UI. Iar pentru prețul notă de 10, toate pentru o notă finală de 9,04
din 10 pentru Xiaomi Pocophone F1, găsit la PC Garage la 1999 de lei. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!